Iar românii sunt tot mai interesați de criptomonede. Un studiu arată că unul din 10 tranzacționează sau minează monede virtuale. Însă sunt și conaționali care au investit sume astronomice de ordinul milioanelor de euro în fabrici care produc Bitcoin sau Ethereum, două dintre cele mai cunoscute criptomonede. Reporterii NewsHour with CNN au stat de vorbă cu unul din acești români, Silviu Ghiță, și ne arată cum să facem profit cu calculatorul de acasă. Așa arată o fabrică performantă de criptomonede, care îi poate aduce proprietarului și 10.000 de euro pe zi. La așa profit, investiția este una pe măsură, peste 1 milion de euro în echipamente. Ca să ajungeți la această performanță atinsă în 7 ani de Silviu Ghiță, un tânăr fizician din Bragadiru, începeți de jos, chiar cu calculatorul de acasă. Cu o placă video destul de performantă, faci undeva la, știu, 5-6 dolari profit pe zi. Ce poate părea destul de puțin. Dar dacă ai 10 plăci și faci 40 de dolari pe zi, ori 30 de zile, poți face chiar și 1000 de dolari pe lună. Ca să minați criptomonede ca un profesionist, aveți nevoie de cel puțin un rig cu plăci video, adică un dispozitiv cu 6, 8 sau 10 plăci video de calculator. Prețul uneia sare de 1000 de euro. La această cheltuială se mai adaugă încă una, prețul curentului electric, întrucât calculatorul merge non-stop. Fenomenul criptomonedelor a explodat în întreaga lume în 2020, anul debutului pandemiei. Din izolare, oamenii au început să mineze pe calculatoarele personale. Sunt foarte mulți români care minează. Sunt extraordinar de mulți. Aproape că nu mai am, să spun așa, cunoștințe care să nu aibă măcar 1-2 riguri. Bineînțeles, am prieteni care au și de la 8.000 de plăci video în sus. Am un coleg care investește și are destul de mulți bani. Am băgat odată 2000 de euro, dar n-am avut răbdare și am dat cash out. Dar mi-a părut rău, pe bune. Este o investiție riscantă. Și nu m-am documentat atât de mult încât chiar să iau... Valoarea criptomonedelor este influențată de mai mulți factori, inclusiv revoluția din Kazakhstan a afectat puternic piața după ce internetul a fost oprit câteva zile în această țară. Ce aș recomanda eu oamenilor, da, este ca să nu o privească ca pe o afacere sigură, da? Pentru că asta altfel ar face-o toată lumea. Am minat toți, numai Bitcoin, nu s-ar mai duce nimeni la muncă, n-ar mai exista nimic, toată lumea ar mina criptomonede. Poți face bani din criptomonede și altfel, cumpărând și vânzând, ca la bursă. Profesioniștii spun că pentru a avea profit, trebuie să investiți minimum 100 de euro pe lună, timp de câțiva ani la rând.